două. Asta e chiar. Uite. Am e bună și asta, e bună și asta. Să vedem, hai să se adune oamenii. Și ce face Facebook-ul acum? Când îi dai drumul la live? Îți lăsă foarte mult timp până când îi anunță pe oameni. Foarte puțin timp. Ia vezi, Silviu, la tine pe oficial au apărut, că de multe ori mie nu mi-arată nimic. Vrei fotoliu? Eu că stau lângă dumneavoastră acum. Gata, acum încep. Deci de-abia acum au început să apară, să fie anunțați oamenii. Da. Ca să vedeți ce face Facebook. Da? Bună ziua tuturor, dă-i tu distribuire peste tot ce anunță și pe la noi. Pentru că suntem în prag de an nou, da? E 30, mâine toți o să fiți ocupați. Suntem aici cu o mică parte din sfatul înțelepților și o să avem un mesaj pentru voi toți, mai ales față de ceea ce s-a întâmplat în toată această săptămână, de fapt de pe 23 decembrie, și o să înțelegeți și cam ceea ce ar fi trebuit să se întâmple dacă n-aș fi anunțat și n-aș fi făcut publice inițiativele legislative ale UDMR-ului. Vă rog frumos să distribuiți pe toate grupurile, pe WhatsApp, peste tot, pentru că avem aici, vină cu aștiu. Ia uitați-vă cu cine sunt. Silviu? Da. Așa, cât pot. Deci, avem aici domnule profesor, domn profesor Florian Colceag și certitudinea noastră, unicul ziar naționalist, Miron Manega. Oameni minunați din sfatul înțelepților. Am stat un pic la ceas de taină. Am mai discutat pentru că se încheie un an foarte greu, extrem de greu, și începe unul și mai greu, și mai complicat, și mai complex. Anul decisiv. Anul decisiv. Silviu, ne ții tu ăsta? Te rog frumos. Ok. Așa, hai. Domnule profesor, da? Părintele genialității românești, geniul nostru, antrenorul de genii, un om extraordinar, chiar am vorbit cu dânsul acum și la toate conferințele la care a fost în ultima vreme, a reușit să îi facă și pe oamenii de știință să înțeleagă că Dumnezeu există, demonstrând asta și din punct de vedere științific. Matematic. Domnule profesor, am stat și am vorbit un pic și cu dumneavoastră și cu domnul Miron Manega despre ceea ce s-a întâmplat ieri, pentru că televiziunile n-au mai considerat necesar să dea așa cum ar fi trebuit să prezinte toată această nebunie. Și vorbind aici un pic, chiar v-am întrebat și eu și Miron Manega și Silviu, dom'le, până la urmă, ce s-ar fi întâmplat dacă n-am fi dat inițiativele legislative, dacă n-aș fi reușit să intru în posesia lor și să le dau exact după ce au fost depuse, pentru că niciunul dintre partidele parlamentare care sunt membre, au toți membri în biroul permanent al Camerei Deputaților, nu le-au făcut publice. E foarte greu de spus ce s-ar fi întâmplat, oricum lucruri bune nu s-ar fi întâmplat. Pentru că oamenii ăștia nu sunt chitiți să facă lucruri bune. Deci ei nu înțeleg cum să facă un lucru bun. Vedeți, ca să obții un echilibru este fine-tuning. Adică este o relație atât de fină încât, probabilistic vorbind, e imposibil să se întâmple lucru bun, dar universul ăsta este fine-tuning.
ca să fie gravitația este fine-tuning. Orice electromagnetism este fine-tuning. Ca să le iei pe toate, probabilistic vorbind, este 1 la puterea 10 la 10 la 10 la 10 la 10. Adică aproape de 0. Și totuși, Universul există, viața există, Dumnezeu există și El e Creatorul care a făcut acest univers cu fine-tuning. Iar noi suntem grădina Maicii Domnului, indiferent că se zbat viermii ăștia ca să ne mănânce, o să-și rupă dinții. Asta e clar. Eu am toată nădejdea că anul care vine acum va fi un an decisiv în care se vor întâmpla atât de multe la nivel internațional, încât se va face alt echilibru de forțe în continuare. Iar noi vom supraviețui și ne vom îndrepta. Vom ajunge din nou să fim liniștiți, mulțumiți, hotărâți și românii se vor întoarce acasă. Români plecați în străinătate. Câștigând acasă la fel de mult ca în afară. Dar asta nu așa stând, nu? Sigur. Sigur, ce a făcut Diana acum a fost hotărător. Un moment decisiv în care lovitura a fost la călcâiul lui Ahile. La călcâiul lui Ahile. Deci a tăiat tendoanele hoților și nenorociților. Nu se mai poate mișca bine. Hai să le spunem. Da. Ce ar fi putut fi? O lovitură? O lovitură de stat. Asta se pregătea. Da. Exact ca în 89. Să ne spună domnul Miro Manega. Da, eu o să fiu mai puțin analitic. Eu sunt jurnalist. Cred că au mers pe două planuri. Planul A și planul B. La sfârșit și înaintea celor două planuri a intervenit planul C al Dianei Șușoc. Planul A era următorul, lovitura de stat. Dacă nu iese cu lovitura de stat, atunci se prezintă proiectul, de fapt cele trei proiecte, au fost trei, autonomie teritorială, autonomie culturală și... Autonomia ținutului secuiesc. Și autonomia ținutului secuiesc. Deci s-a mers pe asta. Dacă nu mergea cu lovitura de stat, pentru că a mai fost încercări. A fost în 1989, a fost în 1990 la Târgu Mureș. Cine mai poate în spune? În martie, să cine, le spunem, că nu-și mai aduc aminte unii. Cine poate să spună că n-a fost o tentativă de lovitură de stat? Deci, revin. Planul 1 era ăsta, lovitura de stat și ar fi ținut. Vă dați seama ce ar fi însemnat autonomia, oricare dintre cele trei autonomii pentru România și dacă ar fi existat vreo revoltă în cazul ăsta. Ținta era, cred că au fost trei planuri până la urmă. România a stat neguvernabil, deci trebuie să vină alții să-l guverneze. Dar dacă planul ăsta nu mergea și cum nici n-a mers, mergea pe partea cealaltă. Se prezintă proiectele în Parlament și partidele eroice, eroicele noastre partide, votau împotriva acestui proiect, cum să zic eu, antinațional, antisocial, anti-orice, ca să vadă lumea cât sunt de patrioți. Ăsta ar fi fost planul 2. Planul 3 a fost planul, de fapt, imprevizibil al Dianei Șoșoacă. Diana a reușit să pună mâna pe aceste proiecte înainte de a fi prezentate ele în Parlament și înainte de a fi fost făcute publice pe protocolul parlamentar, protocolul legislativ. Cum a făcut treaba ei. Se pare că toți avem, adică are și ea sursele ei. Dar important este că l-a făcut public și practic le-a stricat ambele planuri. Cum zicea și domnul profesor Colceag, a fost un an, de fapt Diana a spus că e un an, a fost un an greu și vine un an cumplit. Trebuie să fim atenți. La sfârșit eu nu aș avea de lansat urări. Eu aș avea de lansat avertismente. Unul dintre ele l-am și publicat în ultimul număr pe
2023 a revistei Certitudine. Se numește 2024, care este de fapt o parafrază lirică la 1984 al lui Orwell. Ia stai puțin să arătăm noul Moș Crăciun. Da. Dar vreau să zic, deși sunt un adversar, un dușman de moarte, este băgat în interior. Sunt un dușman de moarte al inteligenței artificiale, pe care o găsesc foarte periculoasă pentru identitatea noastră. Ăsta este. Mă folosesc de inteligența artificială. Moș Crăciun a fost făcut la comandă. Un Moș Crăciun înarmat până în dinți și cu sacul plin de grenade, muniție, pistoale și așa mai departe. Un avertisment. Iar avertismentul pe care aș vrea să-l lansez acum este cel de pe ultima pagină din Certitudine. Pe puțin și lumea să-și facă abonament la Certitudinea. Să-și facă abonament. Faceți-vă, vă rog frumos, abonament la Certitudinea. Vă costă 110 lei pe an. Pe an, oameni buni. Țineți minte, 7 lei. Hai să-l ajutăm pe Miron să poată să-și ducă această... Hai să-l ajutăm pe Miron să vă ajute pe voi după aceea, prin informațiile pe care vi le dă. Deci mesajul meu de sfârșit de an, de fapt de început de an... Ai zis că e pe ultima? Este următoarea. Păi da, l-ai băgat înăuntru. Ultima era... Ia vezi, pe așa mi l-a dat. Păi așa l-a făcut un profesor. Asta e ultima, într-adevăr. Imaginea e făcută tot cu inteligența artificială, eu i-am comandat să facă așa ceva, iar mesajul propriu-zis este următorul. Troiene cenușii ne tot apasă, nici nu simțim cum înghețăm treptat, urări finale de noroc în casă, le mai rostim cu glasul tremurat, ne sfârșiem cu urlete timpanul, necruțătorul gong să nu se audă, zâmbim grotesc și tâmp, privind cadranul străluminat de groaza noastră nudă și tot ne amăgim făcând păpuși pentru ai noștri nenăscuți copii, proiecte optimiste înțepenite în tuși trasează linii negre pe hârtii. Pentru cine nu știe, domnul Mirol Manega este poet. Da, sunt de bază. Sunt poet sub acoperire. Ca și sub acoperire jurnalistică, ca și marele Eminescu. Hai să ne ferim de asemenea asociarii. Eu sunt scutierul, dacă vreți. Nu, este un alt geniu al României. Nu, stai. N-ai fi în sfatul înțelepților la SOS? România, dacă n-ai fi geniu. Da, sunt doi dintre membrii sfatului înțelepților ai partidului SOS România. Nu sunt membrii ai partidului, am vrut să rămână independenți, tocmai pentru a putea să fie, cum să zic, într-o situație echidistantă și să-și poată expune punctele de vedere liber, fără nicio condiționare, dacă s-ar fi simțit vreodată condiționați. Să știți că există inclusiv discuții în contradictoriu, nu? Chiar asta s-a petrecut una foarte mare contradictoriu. Depinde de subiect, da. Adică să știți că fiecare își exprimă punctele de vedere. Punctele de vedere sunt și diferite, nu poate să fie numai consens. Pentru că și umanitatea asta n-ar fi evoluat niciodată dacă toți ar fi fost de acord cu absolut totul. Plus că și informațiile fiecăruia dintre noi sunt diferite, da? Și atunci, pornind de la premize cu totul diferite, evident că avem și idei diferite. Și a fost foarte bine că ne-am întâlnit astăzi, pe sfârșit de an, pentru că tot discutând și punându-le să asculte și intervențiile celorlalți parlamentari și sublinind niște lucruri care mie mi-au ieșit în față, am rămas uimit totuși, domnule profesor Colceag, de ce celelalte partide din Parlament, PSD, PNL, USR și AUR, nu au făcut publice aceste inițiative dacă tot vreau să joace jocul acesta al naționaliștilor? Sunt cumpărate, asta e clar. Dar oare au știut și au dat seama că se poate ajunge la o lovitură de stat? Categoric. Deci au fost conștienți? Eu nu cred că toți au știut asta. În general, ei sunt inconștienți. Liderii știu, iar ceilalți masa nu amorfă.
ca să, să ai conștiința acestui fapt, trebuie să ai un creier cu care să gândești. Mă îndoiesc că toți... Dar liderii? Lideri. Unii au știut. Evident că a fost un proiect la nivel de vârf. La vârf a fost proiectul. Și a fost, atenție, depus la Camera Deputaților, nu la Senat, unde eu aș fi aflat imediat. Da? Și la Senat am mizat pe faptul că tu nu ești deputat, deci nu poți afla nimic de la ei. Și nu poți să aflu nimic din birou permanent, atenție. Bine, și s-a și anunțat târziu, când majoritatea erau plecați în concedii de Crăciun, de nu știu ce, au plecat fără tablete. Hai, veniți repede să votăm. Cum să venim? Voi ați văzut câți oameni au fost ieri în Senatul României? 24 din 136. Da. Iar restul au votat pe tabletă și, atenție, din 136 de oameni au votat, au fost prezenți pe tabletă și în sală, 101. Atât. Dar deci s-a votat cu... Deci s-a mers pe ambele planuri în paralel. Nu e planul A, lovitură de stat, planul B, să demonstrăm ce... patrioti suntem noi trădătorii. Deci mi-am atras încă o dată iubirea, în ghilimele, a partidelor parlamentare. Da, da. Mai ales AUDMR-ului de data asta. Da. A tinichelelor de la AUR subsidiar, pentru că ei voiau să poziție în patrioți, a celorlalți care vor să smulgă din voturile naționaliștilor ciuma roșie, că dă târcoare, USR-ul și peneliștii nu-i mai băgăm în ecuații, aproape că nu mai există din punct de vedere electoral. Și PSD-ul? Voi ați ascultat, domn profesor, v-am pus să ascultați... ce a spus domnul Titus Corlățean, care are vreo 5 mandate în Parlamentul României. A fost ministru de externe. Și a fost ministru de externe. Deci ăsta nu e oricine. Le-am pus să asculte, cum a zis, că este foarte bine că există aceste aceste inițiative legislative, pentru că deschide calea discuțiilor schimbării Constituției României și a regionalizării României, dar nu pe criterii etnice. De după alegerile viitoare. De după alegerile viitoare. Deci, dragi români, țineți minte ce votați. Ar trebui să publicăm chestia asta. Vom publica, o vom face. Vă dați seama că și noi, toată lumea și la noi. Vorbim de un fost ministru de extern. Domn profesor, cum vi s-a părut intervenția lui Titus Corlățean, care vrea schimbarea Constituției României și regionalizare în condițiile în care actuala Constituție nu permite schimbarea, pentru că e vorba de articole care nu pot fi revizuite, ceea ce înseamnă că ajungi tu la lovitură de stat, deci ăștia își dau singur propria lovitură de stat, ăștia nu sunt sănătoși la cap. Ce fac, domn profesor? Sunt cameleonici. Iau altă vopsea. Titus Cameleonicus. Și-a, și-a învelit foarte bine în costum de camuflaj intențiile, asta apropo de modificarea Constituției, dar ar trebui și referendum pentru asta. Prin referendum se pot modifica. Anul viitor, bine că mi-ați ridicat mingea la fileu, de 1 decembrie se pare că vom avea referendum. E bine ar fi să avem referendum, dar bine ar fi în anumite... stați puțin! Eu asta vă spun, ce vor ei nu poate fi revizuit. Cât îl facem în condițiile lor, nu e bun deloc referendum. Deci, în funcție de cine va câștiga alegerile. Și atunci se mai pot remedia niște lucruri în Constituție, că oricum este făcută în așa fel, încât să fie încălcată de cine trebuie. Poate să mai pot face niște modificări, nu în sensul în care au gândit ei, în sensul în care le gândim noi. Acum. Da, trebuie să avem majoritatea. Da, aici e problema. Și nu poți cu lupii în blană de oaie. Nu poți. Până la urmă, dacă se ajunge la referendum, nu știu, vom vedea. Vom muri și vom vedea. Vom vedea. Dar până una alta va trebui ca pentru anul viitor, urările, da, sunt de bine, sunt cu toată iubirea, dar... atenție! Atenționări mai mult decât urări. Va fi un război, efectiv, un război electoral, în care să știți că totul este permis. Așa cum au fost în stare în 2020 și în 2021 să omoare oameni și cum sunt atâtea incendii pentru că a fost nevoie să moară oameni și încă nu s-a terminat, ne mai aducem aminte declarația mea politică, da? Se pare că este mai mult decât actual. Eu nu pot decât să vă invit, oameni buni, să veniți, cei care chiar doriți schimbarea, chiar sunteți naționaliști și patrioți. Eu vă invit în SOS România. Lăsați tinichele, lăsați AUR coclit, lăsați PSD, PNL, USR, PMP, Pro-România. Sunt partide care au căzut la examenul naționalismului și patriotismului. Uitați-vă ce a fost ieri în Senat.
Uitați-vă, un singur om a luptat împotriva lor, am avut 6 luări de cuvânt în timp ce ceilalți mai mult au dormit? Despre ce vorbim? Sau n-au venit păi, loc. Stați puțin, Senatul era cameră decizională. Senatul trebuia să fie plin de presă și de toți senatorii care trebuiau să salveze, pentru că dacă Senatul nu avea destule voturi și trecea, era prăpăd. Asta nu vi s-a spus. Senatul e cameră decizională. Aici s-a jucat cartea, nu la Camera Deputaților, cu toate prostiile spuse de ei. Au jucat un teatru mizerabil în Camera Deputaților. Și vă întreb, există o decizie a Curții Constituționale care spune că proiectele neconstituționale nu pot să fie inițiative legislative. Știați? O să vi-l dau eu. Și atunci vă întreb cum au ajuns astfel de inițiative pe masa Camerei Deputaților, acceptată și băgată la inițiativă. Nu știați asta, domnul Ciolacu? Știați. Și consilierii știau. V-ați bătut joc de România și ați jucat-o la poker. Asta ați făcut. Și poporul român și România jucate la o partidă de poker. Pentru ce? Și asta în condițiile internaționale? Cine? Sau pentru, pentru cine? Cine? Mai ales pentru cine? Pentru domnul Simion, pentru cele 800.000 de cetățenii pe care le-ați promis? Cuiva? Celor din Israel? Pentru asta? Da, aia nu ați făcut publice inițiativele legislative? Hai că vă dau eu în gât cu tot. Și PSD, și PNL, și USR, și UDMR, și AUR ați fost în cârdășie pentru asta. Și pentru asta nu vă vom ierta niciodată. Pentru că a strădat România și popor român și ați distrus sărbătorile românilor. Ăsta este adevărul. De fapt au vrut românii amorțiți, îmbătați, puși pe veselie, pe chef, pe joc, să nu fie atenți. Exact. Ca să poată să facă ce vrea. Să, jocurile să politice. Să înfigă pumnalul în spatele țării în timpul ăsta. Da, cei care n-au venit au avut de ales, de fapt, între un proiect devastator pe care trebuia să-l respingă și o bucată de șorici. Deci cam asta e, că au contrădat țara. Unii sunt în Dubai, Miron, unii sunt în Dubai, acolo nu se taie porcul. Iar eu cu Silviu, știi că vorbeam, când am fost anunțați noaptea, eram în drum spre Vâlcea. Din Suceava spre Vâlcea, e cu totul alt drum față de București. Am mai făcut încă vreo 2 ore în plus, am făcut 10 ore pe drum și cu pauze ne-am dus la vreo 12 ore, am ajuns la 3 dimineața acasă. 3 jumate, am schimbat ca să pot să vin la ședință la Senat. Deci pe noi ne-a prins în nordul țării și cu totul alte planuri. Și am venit până la București. Veni. Deci cum am venit noi, alții de ce n-au venit? Iar alții se urcă în avioane, noi eram cu mașina. În 2 ore veneai din orice parte a țării. Și de ce credeți voi că nu a venit UDMR-ul la Senat? De frica ta. Cred că au porniseră spre Parlament, dar au aflat cuvintul că ei s-au bazat poate și pe asta. Eu știau care ți-e programul, dai seama. Că ești în nordul țării, că urmează să te duci, nu știu, aha, nu mai vine Șoșoc. Așa, și atunci dă-i bătaie. Numai că între timp ți-ai schimbat traseul, a aflat tu de mereu că au și ei servicii lor, nu? Și nu s-au mai prezentat, deși au fost inițiatori. Domn profesor, ia ziceți. Un cuvânt de încheiere. Hai, ziceți, cum vi s-a părut că n-au venit tu de meriști? Măi, mie mi se pare o chestie foarte clară. Tu ești femeia fantastică, nu reușit să zbori. Mamă, dacă aș putea să zbor, știi ce mișto ar fi? Învățăm noi. Da. Bun, cum vi s-a părut chestia cu opincile? Să știți că va trebui să facem o... și cu Constituția în limba maghiară, că poate așa înțeleg, pentru că trebuie să terminăm această înregistrare. Am văzut că nici românii și nici cei mai mulți, nici cei mai mulți români și cei maghiari absolut deloc nu știu istoria opincilor pe Parlamentul din Budapesta. Va trebui să facem o emisiune specială. Da, e făcută, dar e normal să nu, dacă nu i-a învățat nimeni. La școală n-au învățat lucrurile astea și nici ei n-au învățat. Bine, n-au învățat nimic. Dar e un episod important din istoria noastră în care armata română aproape distrusă după primul război mondial, a trebuit să se apere pentru că a fost atacată de Ungaria lui Bela Kun, a ripostat și a trecut
mă rog, nu numai că i-au învins, au eliberat Ungaria de Republica Sovietică Ungaria, de conducătorii sovietici. Bolșevici, da, erau bolșevici. De bolșevici. Iar povestea cu opincile, au fost doi... Ferdinand a acceptat ceea ce îi spuseseră aliații, să nu arboreze tricolorul românesc pe Parlamentul Ungar, așa cum face orice țară care ucerește o altă țară. A acceptat însă doi țărani olteni, sergentul Iordan din Dolj și caporalul Bivolaru, din bunicul lui Laurian Stănchescu, apropo, că i-am văzut mormântul la... Neamul e mai mare, sunt și eu prieten cu unul dintre vânăstarele sale. Le-a venit ideea, dom'le, n-avem voie să punem tricolor românesc, dar de o pincă, în legătură cu... n-avem nicio interdicție. Și atunci a urcat pe... catargul de pe acoperișul Parlamentului. Așa, și au atârnat acolo o pinca găurită a lui Bivolaru. Așa, a fost cea mai mare înfrângere. Așa au și remarcat unii, acela era un doctor al comandantului trupelor românești de acolo, a zis, domne, dacă în mintea unor țărani s-a ivit o asemenea idee, nu mă mir că suntem aici. Că sunteți aici unde vă aflați. Este cea mai mare rușine pe care a pățit-o vreodată națiunea maghiară. A fost o răzbunare istorică cu o putere simbolică extraordinar de mare. Niște țărani oprimați, culmea, din Oltenia, au dat această lecție de istorie trufașilor magnați și trufașilor conducători ai națiunii maghiare. Care bătuseră cu biciu aproape 400 de ani spinările ardelenilor noștri. Eminescu o observație legată de asta. Nu poporul maghiar este vinovat, pentru că poporul nu are vinovăția falsei direcțiuni a spiritului său. Vinovați sunt cei care au schimbat sau au creat această mentalitate colectivă de ură împotriva românilor. Numai că ura generează, conform unei legi asimetriei, a spus tot Eminescu, generează o reacție de aceeași rang, de sens contrar. Așa, deci cred că am încheiat parantezele. Asta e povestea cu opinca oltenească despre de pe Parlamentul Maghiar. Și acum spune tu, Diana, cum de le-ai dat o Constituție a României scrisă în limba maghiară? Păi, și cu asta închem că trebuie Și o să mai spună și domnul Colcea câteva cuvinte. Păi m-am gândit că ați văzut că ăsta, cum îl cheamă, ministru, fostul ministru al sportului a refuzat să... Ceche Otilo. Nu Ceche Otilo, ăsta a fost al sănătății. Mă rog, da. A refuzat să intoneze imnul României într-o emisiune... nu mai știu la ce televiziune, și am înțeles că le este foarte greu să citească în limba română, am văzut că le este foarte greu să și vorbească în limba română, deși sunt parlamentari ai României. Iar anul trecut, când a fost ziua Constituției României, au comandat foarte multe constituții. Și când am făcut online cererea, eu n-am văzut că e Constituția aia scria în maghiară. Și am comandat, mi-au venit vreo 10-12 Constituții și în limba maghiară. Și zic, Dumnezeu a vrut chestia asta, să vezi că o să trăiască să folosesc cândva Constituția în limba maghiară. Și uite că s-a evitat. Și am dat, da, nu că n-am avut încredere în traducerea lor, am dat unor membri SOS România care vorbesc maghiară și le-am spus, vă rog frumos să verificați dacă e tradusă cum trebuie, că cine știe ce au scris ăștia aici. Și e tradusă cum trebuie. Și atunci când am văzut-o, era chiar pe masă exemplarul și zic, ok, le voi da cadou. Aveam la mine mai multe constituții, dar n-au venit ei. Dar n-au venit de frica mea, că mi-au zis și toți ăștia că au sunat și au zis șoșoacă e acolo, da, nu venim. Pentru că unii dintre ei chiar erau în București, dar n-au venit ca să nu dea ochii cu mieci, că asta sigur ne face ceva. Păi că logic. M-au tot întrebat de prin Parlament, bă, ce ai de gând să le faci? Nimic altceva decât să le aduc aminte că sunt cetățeni români, că există că o constituție pe asta, care au jurat să o respecte și să le aducem aminte de faptul că românii au fost întotdeauna alături de ei și chiar am eliberat de sub ocupație.
Deci despre ce vorbim? Bun. Și nu s-a prins lumea, că dacă lumea nu prea știe istoria, asta e. Așa că le-am dat și am făcut acolo poze cu locurile lor goale. Interesant a fost că toate partidele s-au supărat că am adus Opinca, inclusiv Auru, care a luat atitudine cum i-am permis să fac așa ceva. Prin întârziatul ăla? Da. Așa că și prin ălălaltul Ionuț. Uitați-vă la înregistrarea de pe Facebook de la Senat și o să vedeți în ce hal parlamentarii tuturor partidelor din Parlament m-au acuzat că nu este normal ceea ce fac și că este bine să ne gândim la schimbarea Constituției României. De aceea vă spun. Veniți. Aveți grijă ce votați la Andrei. Nu degeaba am pus numele partidului SOS România, care de fapt e o mișcare, că nu se comportă ca un partid, e ca o mișcare de eliberare și de trezirea conștiinței naționale. Chiar am avut pe mine ieri acea IE cu SOS România făcută de doamna Maria din Suceava, o bucovinancă extraordinară care îi mulțumesc din suflet, a cusut-o timp de 3 săptămâni. Fără să aibă model, fără nimic, doar după ochi, dacă vă puteți închipui. E o maestră bucovineană. Totul e cu sude, cu acu, tot. Este, o să ți-o arăt, este fantastică. Doamna Măriuța din Bucovina. Da, Măriuța din Bucovina, care mulțumim din tot sufletul, mulțumim bucovinenilor. De aceea vă spun, veniți în SOS România și un mesaj pentru cei din rețeaua profesioniștilor, colegii mei, condusă de domnul profesor Florian Colceac, veniți în SOS România. Nu vă mai duceți după fenta altor partide care n-au făcut altceva decât să-și bată joc de poporul român și de România. Domn profesor, aveți cuvântul pe final? Avem nevoie de profesioniști adevărați, de oameni adevărați, iar în privința celorlalți, eu îi binecuvântez, indiferent de unde sunt, pentru că lumina venită prin binecuvântare le poate adăuga, alunga negura din cap și din suflet. În loc să urască, ei trebuie să învețe să iubească. Ăsta este mesajul. Vă mulțumim, domnule profesor. Veniți în SOS. E ultima noastră șansă, fraților. Deci chiar e ultima noastră șansă. Veniți în SOS, vă spun și eu, Silviu Șoșoacă. E ultima noastră șansă. Anul viitor sunt 4 tipuri de alegeri, 5 cu viitorul referendum pe care vor să-l pregătească, un foarte, foarte perfid și otrăvit. Da, chiar de 1 decembrie vor. Și câte și mai câte. Au vrut ei și acum să facă ceva în decembrie, da, și nu i-am lăsat. 6 cu al doilea tur de scrutin de la prezidențiale. Vor să comaseze, nu știu încă cum să comaseze. Iată, mâine e anul nou, poi mâine. Și ne trezirăm, vorba Olteanului din mine, ne trezirăm cu calendarul nefăcut pentru alegerile e de anul viitor. E prima dată în istorie. Prima dată în istorie. Da. Știți de ce, nu? Din cauza acestei echipe. Din cauza lui Diana Șoșoacă, care a schimbat toate sondajele la prezidențiale. Ai spart sondajele. Am spart, da, am spart acum sondajele. Ia zi. zi, Miron. Eu ce să zic, eu nu vă zic intrați în SOS, gândiți românește și poate implicit ajungeți să intrați în SOS România sau să susțineți SOS România. Dar gândiți și simțiți românește. Abia atunci vă veți trezi. Veți vedea încotro o să o luați. Dumnezeu vă va lumina cu cine trebuie să fiți în anul care urmează, anul schimbărilor. S-ar putea să fie o schimbare de sistem. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc din suflet, Miron, mulțumesc din suflet, domnul profesor Florian Colceag, mulțumesc, Silviu, pentru că ai fost, ai fost cameraman. Mulțumesc încă o dată, Miron, stai să vă arăt, și mulțumesc, domnule profesor. Eu una le mulțumesc tuturor și mai ales vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu, pentru că dacă n-ar fi fost Dumnezeu să mă ajute să aflu toate mișcările lor, dacă n-ar fi fost Dumnezeu care să deschidă acele căi de a putea să fac rost de acele inițiative, să le dau publicității, ați văzut ce a spus și domn profesor Florian Colceac și domnul Miron Manega, ar fi fost lovitură de stat la care, cu vrere sau fără vrere, au participat
toate partidele. Leprele galbene, ciumele roșii. Ce? Și cu asta? Vreți să închei cu asta? Asta, da. Vedeți, eu sunt matematician. Aici avem automorfismele drepte proiective, tabelul de compunere. Aici e structura spinului. Aici avem cum arată biraportul. A, B, supra B, C, ori C, D, supra D, A, egal cu 1. Astea sunt ecuațiile pe care le dădeam. Uh-huh. Una dintre ele, F de X egal cu X, se poate traduce într-un singur fel. Eu sunt cel ce sunt. Aici aveți demonstrația științifică, matematică, că Dumnezeu fractală chiar există. Da. Aceasta este ecuația matematică, da, prin care se demonstrează și pentru cei mai necredincioși, pentru atei, pentru oamenii de știință, că Dumnezeu există. Iar această schemă cu structura spinului o revedem și aici, făcută de un premiant Nobel, Galman, Richard Galman, ok, pe particule elementare. Deci e calea Eightfold Path din budism. Calea de opt ori. Da. Semnul. Cred că dacă cineva n-a înțeles până acum, în clipa asta toată lumea înțelege. Miron care mi-a și spus să nu vorbiți pe limba voastră matematică. Bun, noi am vorbit... Eu v-am vorbit frumos. Da. Eu v-am vorbit frumos. Ce aveți cu mine? Mă rog, ok. Da, am vorbit și pe limba matematică, am vorbit și pe limba română. Dar pentru cei care vor știință, vor matematică, le-a arătat domn profesor cum s-a demonstrat prin rezolvarea unei ecuații, da? E mult. Bine, aia e rezumatului ce e în spate. Sunt de mult. Cât, zeci de ani? Da. Zeci de ani de muncă. Dar din desen se înțelege perfect cum e cu Dumnezeu. Mai ales Miron, da. Sunt 40 de ani de muncă. Cât a zis? 40 de ani. 40 de ani de muncă, da, să demonstrez matematică, Dumnezeu există. Exact. Eu pot să spun că am fost de față, chiar eram lângă domnul profesor Florian Colceag când l-am văzut exclamând: Diana, am demonstrat că Dumnezeu există prin formule matematice! Și am zis, nu cred. Ba da, hai sus să vezi! Deci, credeți-mă, atâta bucurie și atâta împlinire. Auzi că s-a întrerupt la demonstrarea ecuației. Nici o problemă că vă mai dau o dată asta. Și că am întrerupt filmul la demonstrarea ecuației. Da, oricum, Diana e singura care pricepe ceva, că a fost olimpică la matematică. Da, eu am priceput. Deci, oameni buni, vă mulțumesc din suflet. Invit profesioniștii și naționaliștii și patrioții în SOS România, pentru că ați văzut, s-a demonstrat la mizeria asta de ședință și de ieri și de alaltă, la aceste mizerii de ședințe, că aceștia au încercat să distrugă efectiv România. Și de ce? Și jucat la poker de către aceste partide pe care le-ați votat în anii precedenți. Și știți de ce? Ne-a anunțat Marius Tudor, două secunde. La Uniunea Europeană e un proiect care seamănă perfect cu ăsta și pe care îl vor adopta. Vor să-l adopte la anul în Parlament, venim pe cale de directivă și regulament de fărâmițare a fiecărei națiuni. Doamne ajută să nu se întâmple, Doamne ajută să câștigăm. Mai pun o dată? Da. Hai. Vă arăt ceva scurt. Ceva. Până atunci fac o... Hai că trebuie să fug. Aoleu, întârzi unde am. O precizare, o corectare. Nu la poker e jucată România, ci la barbut. Mai rău. Ăsta este fine tuning. Le sunt câteva secunde. Nu mai am timp. Ok. Doar aia trebuia să mi-o arătați. Dar vă arăt un pic și gata. Noi avem un univers care nu poate da viață, nu poate exista decât dacă universul hostil. Uitați-vă aici.
Asta este reacția de dezechilibru. Sau de echilibru. Noi suntem pe același fine-tuning. Unde suntem în siguranță. Da. În mare siguranță. N-a înțeles nimic, domnul Manega. Lasă că-l mai aducem. Ok. Vă îmbrățișez cu drag. Noi o să ne mai auzim de câteva ori. Dar ne luăm la revedere pe anul acesta de la Miron Manega și domnul profesor Florian Colceag. Și uite că întrerup mereu videobestiile. Asta este, nicio problemă. Pe noi nu ne întrerupe nimeni, pentru că Dumnezeu este cu noi și Dumnezeu este noi toți. Încercați să-L găsiți pe Dumnezeul din voi, Cel care v-a făcut, Creatorul tuturor văzutelor și nevăzutelor. Că numai El ne va mai ține țara întreagă anul viitor. Dacă are pentru cine? Dacă are pentru cine? Da, că și poporul trebuie să merite să mai aibă țară. Pentru că pe 22 la New York și Washington au fost două întâlniri importante între Rusia, China și Statele Unite și au mai redesenat odată planeta Pământ. Iar ieri pe 29 la Kiev deja s-a discutat soarta Estului Europei, din care facem și noi parte. Dar de la care a lipsit reprezentantul României. Dar vom reveni cu o emisiune, că de-aia am scris eu pe Diana Ivanoviș Oșoacă oficial pe Facebook, dacă ne ocupăm de lucruri serioase și trimitem și noi un om la Kiev. Deja s-a stabilit și soarta României și a întregii Europe de către marile puteri, inclusiv Rusia. Atenție! Nici nu știți cum suntem jucați, vorba lui Miron Manega, la barbut. La poker, că la poker durează mai mult o partidă. Doamne ajută tuturor, voi reveni, vă îmbrățișăm de aici, de la domnul profesor Florian Colceag. Vă iubim, toate cele bune, Doamne ajută!